nevoie de asistenți. Până la urmă m-a chemat Cosea, că știa că eram inițial la desen tehnic. Mă luase profesorul Stoienescu, chema parcă. Și el probabil că s-a interesat ce asistenți ăștia mai au institutul part-time. M-a chemat la el și domnul Ionescu, știu că sunteți la desen, nu știu ce, dar nu vreți să vă schimbați, să faceți mai multă... I-am spus, domn profesor, eu am terminat facultatea cam de mult și o să-mi fie ca greu. Zice, nu, că m-am uitat pe fișa ta, zice, te trebuie să te descurci. Zic, bine, încerc. Și pe urmă, m-am dus, am vorbit cu Angel, care preda cursul. I-am spus, domnule, eu nu știu că normal asistentul trebuia să participe la cursuri. Să vadă, ca stătea în bancă, dar să vadă ce predă profesorul, știi? Zic, eu nu pot să vin la cursuri, pentru că dumneavoastră țineți dimineața, eu nu pot să vin decât după amiaza. Și zice, nu-i nimic, că ne descurcăm noi. Și dădea și mie cursurile care le preda, știi? Eu trebuia să fac partea de practică cu ea, adică problemele. Și îți dai seama că sâmbătă și duminica stăteam cu burta pe carte, în primul rând ca să-mi însușesc cursul și pe urmă să caut probleme cu manuale de-astea de mecanică și rezistență. Dar mi-a făcut plăcere, ca să zic așa, că întotdeauna mi-a plăcut să-l citesc. Zic, băi, mi-a zis Lucian că tu ai văzut codița aia albă acolo la aici, la unde fac ăștia. Și că bănuiești că a oprit acolo ca să schimbe numerele. Și el zice, nu, domne, zice, eu am văzut o scodiță albă, dar nu știu dacă a schimbat numerele sau n-a schimbat numerele. Eu i-am spus, zic, fii atent că eu o să reclam la poliție de data asta și probabil o să vină poliția să te întrebe și pe tine și pe Lucian să mai dați detalii, știi? Ce nu-i nicio problemă să vină, că abia aștept să-i cunosc și eu pe ăștia ca să le trag cu mamă de bătaie. Păi zic, las-o cu bătaia mai ușor, zic. Eu doar atâta vreau, pentru că avem numărul de la mașină. Vreau să vadă cine a fost ăia, că poate cine știe. M-am gândit la un moment dat că nu o fi furat, dar totuși de ce a venit în curte? Ce, domne, dacă i-a văzut că se uita în portbagaj, ce ei nu puneau ceva în portbagaj acolo, zice, sigur ăștia au furat ceva. Zic, bine, dacă crezi tu că au furat ce... Dar ție ți-a lipsit acolo ceva? Ce, nu, n-am văzut, dar totuși am găsit lacătele rupte, zice, ușa asta, zice, se poate să fi fost la mine ei înainte. Deci, da, degeaba reclamat la poliție, că poliția știa nu fac nimic. Zic, bă, așa e, zic, și eu m-am lovit de ei, mi-a dat amendă, l-am contestat și acum, zic, sunt în proces cu ei, că nu s-a terminat în procese tot. Mai sunt cu ei în proces.